trăiesc cu 4 femei în casă în China și 2 băieți. Deci suntem 3 bărbați, 4 femei. Ciao, sunt voi cu Mihnea din Beijing. Fiți atenți, minune mare, eveniment mare. În sfârșit a reușit să vină mama soacră din India în China și va sta cu noi așa, în mod definitiv. Cât avem, cât are o pașna viză, atât avem și noi, are, atât are și a viză. Plus a venit și mătușa ei în vizită la noi pentru o lună de zile. Plus Bona, plus soția, deci sunt în minoritate, în minoritate în China. Dar să știți că așa, alaltă era ajuns, au ajuns în China dintr-o dată. Mi se pare că ni s-a eliberat puțin programul. Avem mult, mult, mult mai mare ajutor în casă, mai ales în weekend, când Bona merge înapoi acasă. Să știți că contează foarte mult să ai ajutorul familiei în casă. Noi am crescut ăștia doi prunci, care are 2 luni, 2 ani și aproape mai mult de jumate, 2 ani jumate, celălalt are 7 luni. Este foarte, foarte greu, să știți, să crești copilul așa, de unul singur, doar părinții, într-o țară străină, fără ajutorul familiei. Și o chestie foarte, foarte interesantă și ciudată. Am fost atât de bucuros că a venit mama soacră în India, în China, că le-am spus colegilor. Zice, ce faci, ce faci? Zic, toate bine, toate bine, mă duc acasă, în weekendul ăsta vine mama soacră. Absolut toată lumea care m-a întrebat, atenție Zaharia, atenție la cățeluș, toată lumea care m-a întrebat, da, cățelușul, care m-a întrebat, zice, și la care le-am spus, m-a întrebat, și e bine treaba asta? Ești bucuros de treaba asta sau nu? Pentru că impresia este că mama soacră nu este binevenită, este cicălitoare, este așa un adaos în plus, nedorită, nebinevenită. I-am spus, adică cum, de 2 ani de zile, de mai mult de 2 ani de zile, suntem practic părinți singuri, fără ajutor, tot ce facem, facem doar noi doi. Lumea zice, mă, că arăți obosit în unele videouri. E normal că arătăm obosiți pentru că suntem foarte, foarte ocupați cu copiii. Bineînțeles, Bona ajută, dar când noi suntem acasă, preluăm controlul și preluăm toate sarcinile care sunt legate de copii, iar Bona ajută așa în casă, cu aranjarea căsei, cu spălatul, cu curățarea băilor, una alta. Nu mergem jos, tate, nu mergem. Acolo e parcarea, dar nu mergem acolo, nu mergem acolo, nu mergem, nu mergem. Hai să urmărim cățelușul. Da, de acolo vine mașina, dar nu mergem acolo. Și normal că suntem obosiți, dar acum cu bunicile doresc ele. Haide, tata, hai să mergem în jos. Haide, așa, fugi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, fugi. Du-te, du-te, du-te. Avem mult mai mult timp liber și suntem foarte, foarte bucuroși. Bunica, mătușa din India, gătește, se joacă cu copiii, are grijă de copii, se uită după ei, mai rânduiește prin casă. Pur și simplu e diferit când știi că ai un membru al familiei care... Uite, acolo vine mașina, Zaharia! Care are grijă de copii și nu un străin. Cu toate că Bona este foarte, foarte bună, este profesionistă, este... Nu avem nicio plângere față de ea, dar e diferit când știi că e un membru de familie, un membru al familiei care are grijă de copii. Deci sunt foarte, foarte bucuros. Mama soacră e aici. Trăiesc cu patru femei în casă, cu cei 2 băieți, deci suntem 4-3, dar nici o problemă. Ieri am reușit să ies afară, să rezolv o treabă cu motorul, să mă duc la un antrenament, să mă duc să mai explorez zona asta ca să știu, așa, din punct de vedere geografic, unde suntem. Nu aș fi putut face treaba asta singur dacă nu ar fi fost aici cu noi
mama, soacră și mătușa. Altfel ar fi trebuit să-l iau pe Zaharia cu mine, dar el dormea. Când doarme, dacă vrei să doarmă 3, 4, 5, 6 ore, trebuie să stai cu el în pat, că se mai răsfoiește, se întoarce. Și atunci dacă îl atingi puțin și zici gata, înapoi la culcare, el merge înapoi la culcare. Dar dacă nu-i nimeni cu el, atunci se trezește repede și vrei ca și copilul să doarmă cât mai mult posibil. Deci, asta este povestea. Când aud oamenii că se plâng că mama soacră este la ei și îi ajută și ei nu vor ajutorul, e bine, haideți să vedeți cum ar fi sau cum este când nu ai ajutorul nimănui, mai ales când ai doi copii. Să știți că chiar simplu fapt că mama soacră ne ajută să punem înapoi cărțile, nu-i voie, Zaharia, nu-i voie, aici nu mergem jos, ne ajută să punem înapoi cărțile pe care Zaharia le-a scos de pe raft. Acum îl învățăm încet să pună și el cărțile înapoi, dar misiunea lui principală este să-și caute cartea de pe raft, să o ia jos, să o răsfoiască, să o citească. Poate vă povestesc în alt video ce interes mare are pentru lectură, cum stă cu cartea în mână timp de jumătate de oră, fără să se miște de pe jos, de pe saltea, de pe covor, unde stă. Dar asta este o altă poveste. Are un interes foarte, foarte mare pentru litere. Vine și te întreabă ce literă e asta. Am început încet, încet să îl învățăm fonetică. Deci totul va decurge din ce în ce mai bine. Vom avea din ce în ce mai mult timp, pentru că avem ajutor de la mama soacră și de la mătușă. Iar noi acum suntem aici la explorare, să ne jucăm un pic cu pământul, că este umed după ploaie. Dar Zaharia, nu aruncăm, nu, trebuie să stea acolo lângă pom. Ok, ciao.